Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Comunitatea din Dofteana îndoliată, profesorul Vasile Popa a trecut la cele veșnice. Autoturism scos din zăpezi la podul Turcului. Accident cu 3 victime pe strada Tudor Vladimirescu. Orașul stațiune Târgu Ocna s-a gătit cu un tricolor lung de peste 100 de metri pentru a sărbători unirea principatelor române. Un tricolor, a cărui lungime depășește 100 de metri, a fost desfășurat la mormântul lui Costache Negri, unul din cei mai împătimiți susținători ai unirii, ce își duce somnul de veci în cimitirul Bisericii Răducanu din Târgu Ocna. Ulterior, tricolorul a fost purtat pe brațe prin orașul stațiune Târgu Ocna, iar punctul final al itinerarului a fost piațeta orașului, unde a fost arborat în turnul clădirii primăriei. La au fost prezenți prefectul județului Bacău, Lucian Bogdănel, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Panfil, președintele Consiliului Raional Gloden din Republica Moldova, Ioan Cojocari, președintele Asociației Cultul Eroilor filiala Bacău, Donus Voicu, primarul din comuna Costache Negri, Luca Ștefan, dar și mulți alți invitați din caravana Tricolorul Călător. Domnul general a ridicat la fileu o problemă care de multe ori este adusă în plan secund într-un eveniment istoric, și anume spiritualitatea. Și mă obligă să preiau această temă, pentru că, într-adevăr, în momentul 1859 nu ar fi putut fi posibil fără o doză suplimentară de spiritualitate. În 1812, când se naște Costache Negri, Basarabia este răpită de către Imperiul Țarist. Tighina fusese pierdută la începutul secolului XVI. În timpul lui Ștefan cel Mare, plămânii Moldovei, Chilia și Cetatea Albă fuseseră și evați. Iar la 1775, Bucovina plecase să devină o provincie aparte a Imperiului Habsburgic. Moldova rămăsese totuși cu o inimă care pulsa și își amintea de momentul 1848, de ideea pașoptistă care a fost purtată într-un context paneuropean. Spuneam că a fost o doză suplimentară de spiritualitate, pentru că oamenii timpului, oamenii politici, imaginile pe care noi le cunoaștem, raportând la acest eveniment, dacă vorbim despre distinsul domn Alexandru Ioan Cuza, despre personalitatea lui Costache Negri, Cea Rosetti, Nicolae Bălcescu, Mihail Gogolnicianu și alții mari în ochii istoriei, au avut în spate și o susținere deosebită a bisericii. Poate mai puțin cunoașteți nume ca ale mitropolitului Sofronie Niclescu, ale mitropolitului Niforu Săilă, ale marelui episcop cărturar, neegalat în epocă, Melchisedec Ștefănescu al Romanului, pe atunci Arhimandrit, frații Neofit și Filaret Scriban, sau episcopii Climent al Argeșului și Filotei al Buzăului. Oameni care au mobilizat în cel mai important pas până la votul final, adunările elective, ca acolo oamenii să-și dea seama că nu există dezbinare, nici ruptură, ci ar trebui să existe unitate. De fiecare dată, într-un context mare istoric, când poporul a dat dovadă de unitate, această unitate s-a regăsit și sub o altă formă în biserică. Momentul 1859 este purtat în biserică peste doar câțiva ani de momentul 1886, și anume obținerea autocefaliei bisericii față de Patriarhia din Constantinopol. Iar, după cum amintea domnul prefect, după Marea Unire apare un nou moment important pentru biserică, ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la grad de Patriarhie sau Patriarhat. Este sentimentul pe care Biserica l-a trăit împreună cu poporul și niciodată nu s-a dezis de el. Încă din Evul Mediu, în divanul unui domnitor, mitropolitul era printre cele mai importante personalități. Și această personalitate a Bisericii nu a fost degrevată de către unioniști. Mai mult decât atât, ați văzut că am început ziua sau manifestarea cu o pomenire la mormântul Marele Patriot, cum a fost numit Costache Negri. Cred că simbolic locul unde își odihnește somnul de veci spune totul. Costache Negri a ales să doarmă lângă umbra bisericii. Costache Negri este astăzi și numele cele mai importante instituții de învățământ din Târgu Ocna. Costache Negri ne spune că fără credință și biserică, fără educație și școală, viitorul pe care l-au
programat atunci la 1848, 1851 sau 1859, ce scuze, 1866, 1877, 1918, sau de ce nu chiar la 1940 înaintașii, nu putea fi unul cert fără aceste două valori, credință și educație. Noi astăzi nu ne aflăm neapărat la o manifestare care tinde să meargă în sfera administrativă sau politică, ci la o manifestare de suflet, de cultură, de cultură și de cuget, îmi cer scuze. De aceea, multe ar fi de spus, eu voi încheia însă acest mic discurs al meu, poate nesemnificativ față de momentul de astăzi, cu câteva versuri pe care le-am găsit într-o corespondență ale lui Costache Negri, cu Elena Doamna, soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza, după ce acesta se mutase la cele veșnice, adormise în Domnul departe de țară, ci tot o idee cumva preluată de la domnul prefect. Cuza moare la Heidelberg, Bălcescu moare la Palermo, iar cel care scrie aceste versuri, numit Dimitrie Bolintineanu, și care se numesc O Negri, moare într-un sanatoriu la București. Pe fișa lui de internare scrie așa: Dimitrie Bolintineanu, fost ministru al culturii, intrat în sanatoriu dezbrăcat. La Costache Negri. O Negri, inamicii tăi, a tot ce dă mărire și viață României, nu-ți voi putea ierta că ai luat o parte de laur la unire prin insistența ta. Cuvântul datorie spre țară e un nume și patria o umbră, mărirea uneres, a face să rămâie disprețuită în lume și în umbră mai ales. Acum, interesul persoanelor înainte de interesul țării a nu simți nimic vreun dor când jugul rău apasă aceste lucruri sfinte. Aceasta e legea lor. Vă mulțumim. Stimați participați, contrar așteptărilor, n-am să țin o locuțiune militarească. Am să plec de la o idee pe care mi-a dat-o domnul prefect, care a spus că a venit aici într-un loc plin de spiritualitate. Și vreau să vă spun așa, că unirea celor două principate la 1859 s-a realizat nu datorită faptului că avea o forță materială foarte puternică, pentru că eram săraci. S-a realizat în primul rând datorită spiritualității, datorită primordialității, dacă vreți, a spiritului față de materie, care s-a demonstrat atunci cu ocazia acestui eveniment. Și ce înțeleg eu când spun de spiritualitate? Înțeleg că s-a remarcat în primul rând intelectualitatea românească de la acel moment, care de fapt se remarcase în 1848 și care a luptat pentru această idee și a avut ca vârf de lance pe băcoanul nostru Vasile Alexandrii, care s-a dus la împăratul Napoleon al III-lea al Franței și a obținut multe promisiuni de acolo, inclusiv armament pentru dotarea armatei care urma să se formeze. L-a avut pe diplomatul Costache Negri, care s-a dus la Veneția și s-a dus la sultan, la înalta poartă, ca Alexandru Ioan Cuza, viitorul domn, să nu mai fie primit cu umilință ca până atunci, cum erau primiți ceilalți domni români, și a fost primit cu onoruri militare, cu fanfară și cu mult respect. Această intelectualitate, această diplomație sunt componente spirituale. Lângă ele adăugăm, dacă vreți, credința poporului român, care dintotdeauna a fost un popor credincios și s-a remarcat și de această dată. Vreau să vă spun doar câteva versuri care spun totul despre implicarea poporului român pentru realizarea Marii Uniri. Pe vremea cenacului Flacără, Valeriu Penișoară cânta un cântec și avea câteva versuri care sunau așa: și zvâcni cerul ca para, greul tresărit din somn, striga roată, vrem cu țara, noi vrem pe Cuza domn. Se lăsa cerul pe apă, ionul roată, când vorbea, se trăgeau munții aproape, Dunărea venea și ea. Iată deci forțele principale, patriotismul, credința, forța poporului care au contribuit la realizarea acestei uniri, sunt toate componente spirituale. Și ca să nu ziceți că domnule, a venit aici un general și ne spune chestia asta și noi trebuie să-l credem, dați-mi voie să vă aduc patru argumente și cu asta o să închei. De ce spun eu că spiritualitatea întotdeauna a fost primordială și atunci cu prisosință? Primul argument, în Biblie spune așa: mai întâi a fost cuvântul
și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Păi cuvântul este o componentă spirituală, nu materială. Sau dacă vreți, pentru că suntem moldoveni, nu putem să nu exemplificăm prin marele nostru Eminescu, care spunea așa: o mamă, dulce mamă, din negura de vremi. Negura de vremi este o metaforă extraordinară, este o componentă spirituală, nu materială. Pe freamătul de frunze, putea să zică pe covorul de frunze, la tine tu mă chem, și așa mai departe. Și pentru că sunt băcoan, haideți să vă citesc și din Bacovia. Bacovia spune așa: de atâtea nopți aud plouând, aud materia plângând. Cum o fi plângând doar materia? Ce metaforă frumoasă și de data asta. Sunt singur și mă duce un gând spre locuințele la Custre, mai spune el. Și pentru că vorbim de unitate, haideți să vorbim și de un ardelean. Și mă refer la Blaga, care e mirabila sămânță pe care o știm cu toții din liceu. Zice așa: eu nu strivesc corola de minunea lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea, pe flori, pe ochi, pe buze sau morminte. Florile înseamnă frumusețe, ochii înseamnă cunoaștere, buzele înseamnă iubire și mormintele înseamnă moarte. Acestea sunt niște, dacă vreți, componente ale ortodoxiei. Sunt componente spirituale. Toți marii patrioți care au luptat pentru el la 1859 au fost eroi. Socrate, anticul Socrate, spunea: vai de neamul care își uită eroii. Și închei prin a vă mai da un citat. Primul ministru al Marii Britanii, Churchill, spunea așa: că în vremuri grele oamenii își amintesc de Dumnezeu și de soldat. Din păcate, după ce vremurile grele trec, pe Dumnezeu îl uităm și pe soldat îl hulim. Vă mulțumesc pentru atenție. Reprezint Asociația Militară în Rezervă de județul Bacău. Sunt impresionat de ce se întâmplă aici, cu o spiritualitate românească și un suflet românesc deosebit, și nu o spun din complezență, ci gândindu-mă că unirea a fost rezultatul faptului că dacă nu era credință și limba română, nu eram nici noi pe aici. Un fapt care m-a impresionat este acela că a fost pentru prima dată în istorie că nu am ținut cont de părerile vesnicilor. Și unirea s-a făcut fără aprobarea cuiva din exterior. A fost voința poporului român. Iată că această chestiune ar trebui și astăzi repetată. Vă mulțumesc la mulți ani! Comunitatea din Dofteana este îndoliată. Profesorul Vasile Popa a trecut la cele veșnice. Sute de mesaje de condoleanțe în spațiu public, dar și mai multe comunicate în viața de zi cu zi. Profesorul Vasile Popa își ia la revedere de la învățământ, de la colegi, de la elevi, dar și de la întreaga comunitate și pășește în veșnicie. Profesorul de educație fizică și sport Vasile Popa și-a desfășurat activitatea la școala Dofteana, unde a fost profesor titular. Pentru o perioadă de timp, profesorul Vasile Popa a fost și primarul comunei Dofteana. Viceprimarul comunei Dofteana, Dana Cămară, și dumneai cadru didactic transmite un mesaj emoționant la adresa colegului și profesorului Vasile Popa. Un om minunat, un cadru didactic dedicat învățământului din Dofteana, își încheie socoteala cu viața. De astăzi, domnul profesor Vasile Popa pășește în stilul binecunoscut, cu modestie și eleganță, lumea plină de culoare, de viață și veselie pe care a iubit-o, pe doamna Gabi, jumătatea împlinită a domniei sale, pe Ana și Claudiu, pe toți cei dragi pe care i-a iubit enorm, pe noi, care l-am cunoscut și apreciat în lunga cunoaștere a labirintului viață. Dumnezeu să vă dea odihnă bine meritată, veșnică amintire. Mă înclin la ceas de noapte în fața dumneavoastră în semn de respect și mă consider onorată că v-am cunoscut. Este mesajul viceprimarului Dana Cămară. Cu binecuvântarea arhiepiscopului Ioachim al Romanului și Bacăului, slujba de pomenire a mărturisitorului Valeriu Gafencu și a tuturor martirilor din temnița penitenciar Spital Dârgocna are loc anul acesta pe 17 februarie. Valeriu Gafencu este unul din tinerii care au murit pentru Hristos, luptând pentru apărarea credinței ortodoxe și a neamului românesc. Mulți îl supranumesc Sfântul Închisorilor. Tatălui Valeriu Gafencu a fost deputat în adunarea reprezentativă care a votat unirea cu România în 1990.
1918. A fost deportat în 1940 în Siberia, unde a și murit. Valeriu Gafencu a fost arestat în 1941 la doar 20 de ani, pe când era student la Facultatea de Drept din Iași. A fost condamnat la 25 de ani de muncă silnică pentru activitate legionară. După proces, ajunge la închisoarea Aiud, unde va sta până în 1948. Ultima perioadă de detenție a fost cea la închisoarea Sanatoriu Târgu Ocna, unde a fost închis din decembrie 1949 și până pe 18 februarie 1952. A contactat multiple boli în regimul dur de detenție al închisorilor. Este vorba de TBC pulmonar, osos și ganglionar și reumatism. Cu trupul acoperit de răni, Valeriu Gafencu și-a așteptat moartea cu o seninătate care i-a înmuiat până și pe gardienii de temut ai închisorii. Valeriu Gafencu și-a cunoscut dinainte ziua plecării la Domnul, în ziua de 2 februarie 1952, cu 16 zile înainte de adormirea lui. Valeriu i-a rugat pe colegii săi de suferință să-i facă rost de o lumânare și de o cămașă albă până pe 18 februarie. După 10 ani de închisoare, Valeriu Gafencu a adormit la Domnul, văzându-și dinainte plecarea. În așteptata zi de 18 februarie, la ora 14, după o îndelungată rugăciune cu ultimele puteri, Valeriu a spus: Doamne, dă-mi robia care eliberează sufletul și ia-mi libertatea care îmi robește sufletul. Timp de două zile, sâmbătă și duminică, pe 28 și 29 ianuarie, la Slănic, Moldova, au avut loc lucrările Comitetului Executiv al Ligii Aleșilor Locali și Colegiul Național al Partidului Mișcarea Populară. Au fost prezenți oameni politici atât din județul Bacău, dar și din toate județele Moldovei. Lucrările au fost conduse de europarlamentarul Eugen Tomac. Sigur că am discutat despre provocările ce țin de codul administrativ. Am discutat foarte multe chestiuni organizatorice. Așa cum v-am spus, după PSD și PNL, PMP este al treilea partid din punct de vedere al reprezentării în administrația publică locală. Evident că ne mulțumește foarte mult abordarea pe care o are guvernarea în anumite județe unde se pune o presiune foarte mare pe aleșii locale ai PMP. Evident că știm practicile de 30 de ani pe care le aplică partidele aflate la guvernare în ceea ce privește relația cu aleșii locali. Pentru noi rămâne o prioritate revenirea la alegerea primarului în două tururi. România are nevoie de acest exercițiu, așa cum ne alegem președintele să ne alegem și primarul. PMP va insista și evident că acest subiect nu va lipsi din dezbaterea publică pe măsură ce ne vom apropia de alegerile de anul viitor. Și mai există un subiect pe care noi, împreună cu toți aleșii locali, îl vom promova, și anume nevoia de a se adopta legea transparenței totale în administrație. Noi considerăm că, așa cum cetățenii sunt obligați la termen să-și plătească taxele și impozitele, așa are obligația și statul să prezinte toate cheltuielile publice în mod transparent. Adică fiecare factură achitată din bani publici de orice entitate publică să fie prezentată la o rubrică pe site-ul fiecarei instituții. Că vorbim de primărie, că vorbim de Consiliul Județean, că vorbim de spitale. Avem nevoie de un contract nou de încredere între cetățean și stat. Și acest lucru se poate realiza doar printr-o asemenea lege a transparenței totale în administrație. Aceste contracte, că vorbim de reabilitare drumuri, că vorbim de renovări de școli, nu sunt secrete de stat. Trebuie prezentate opiniei publice și contractele și anexele și facturile. Abia atunci oamenii vor observa că există, într-adevăr, o voință politică în a face totul cât mai transparent și cât mai clar. La ora actuală, dacă dumneavoastră ca jurnalist sau eu ca deputat în Parlamentul European fac o adresă către Casa de Asigurare a Sănătății și cer anumite date legate de achiziții din sănătate, că e vorba de medicamente sau alte servicii, vă garantez că durează ani buni până când primiți aceste răspunsuri. Ori acest lucru este inacceptabil. Nu sunt secrete de stat, nu sunt lucruri pe care le fac cu bani privați, sunt bani publici, prin urmare,
credem că o asemenea măsură este binevenită. Cam aceste lucruri sunt discutate în ședințele noastre și o să rog și pe domnul președinte Mobilă să intervină, pentru că este și sigur și ceilalți colegi, domnul președinte Cașcar. Da. Domnul președinte, cu acceptul noastră și a presei, o să rog pe domnul președinte Andronache la Liga Leșilor Locali să spună câteva cuvinte, după care... Da, bună ziua tuturor. E, într-adevăr, prima ședință la Consiliul Executiv Național al Ligii Aleșilor Locali. Ne-am întâlnit pentru prima dată pe anul 2023 cu câteva probleme pe care noi le considerăm foarte necesare pentru aleșii noștri locali. Să ținem cont că suntem a treia forță politică din România ca număr de aleși locali, suntem locul 3. Mai mult, chiar în urma a ceea ce a prezentat domnul președinte Ciolacu la Vaslui, că va merge cu va merge cu această alianță nu numai la guvernare, ci și la și în administrația publică, lucrul ăsta trebuie să întâmple cât mai repede, atunci se pare că vom deveni chiar a doua forță politică ca număr de aleși locali pe România. Și suntem singura variantă de dreapta adevărată în România, în momentul de față, pentru că de PNL nu mai putem spune că este un partid de dreapta. Susținem toate valorile de dreapta și toate valorile familiale și credința noastră. Am discutat lucruri cu care ne întâmpinăm în toate ședințele de Consiliul Local sau în localitățile unde avem reprezentanți. Codul administrativ are destule disfuncționalități și acum prin primarii noștri, prin viceprimari, prin consilierele locale încercăm să le identificăm și să le prezentăm în Parlament, cu siguranță, eu zic că într-un timp relativ scurt, și sper ca 2023 să se întâmple lucrul ăsta, să avem și voce în Parlament care vor prezenta aceste probleme și să modificăm, să putem modifica parte din codul administrativ care nu este în regulă. Autoturism scos din zăpezi la podul Turcului. Un autoturism a rămas înzăpezit în satul Căbeș, podul Turcului, pe DN11A. Pe 29 ianuarie, ora 10, un autoturism s-a înzăpezit în comuna podul Turcului, sat Căbeș, DN11A. S-a lucrat intensiv pentru dezăpezirea dinspre Bârlad către podul Turcului cu trei utilaje. La locul intervenției a fost găsit un autoturism blocat în zăpadă în care se afla o persoană de sex masculin. A fost preluată și transportată la sediul primăriei. Se arată în comunicatul transmis de Isuș Bacău. Accident cu victime pe strada Tudor Vladimirescu. Trei victime au rezultat în urma impactului dintre două autoturisme. Sâmbătă 28 ianuarie, în jurul orei 19, un accident rutier s-a produs în orașul Comănești, pe strada Tudor Vladimirescu. În urma coliziunii dintre două autoturisme au rezultat trei victime conștiente, două victime fiind preluate de către ambulanțele SMURT și SAJ. Echipajul ISU a asigurat măsuri PSI, se arată în comunicatul transmis de Isuș Bacău. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 31 ianuarie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, sunt șanse de ninsoare, mercurul în termometre nu trece de 3 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 5 grade Celsius. Miercuri, 1 februarie, cerul va fi parțial înnorat, pe după amiază iese și soarele, mercurul în termometre urcă până la valori de 3 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 1 grad Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.